Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Vremea se va menține mâine, în general, închisă în jumătatea de est a țării, unde mai ales în timpul zilei, va ploua pe are extinse, iar izolat se vor cumula cantități de apă mai însemnate. În restul teritoriului, înorările vor fi temporare, iar ploile slabe cantitativ se vor semnala local în Oltenia și izolat în celelalte regiuni. Valorile termice se vor menține mai scăzute decât cele normale în această perioadă, cu precădere în sud și în est. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 16 grade în Moldova și în estul Transilvaniei și 23 de grade în Banat, iar cele minime se vor încadra între 8 și 16 grade. Duminică vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor și se va încălzi ușor în toate regiunile. Cerul va fi variabil cu unele înorări ziua și izolat, ploi slabe, în special în zonele montane. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe litoral, iar în partea a doua a intervalului și în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, iar cele minime între 6 și 18 grade Celsius. Prima zi a anului școlar 2015 se arată a fi una frumoasă, deoarece temperaturile cresc și nu mai vorbim deloc de ploi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade, iar cele minime între 9 și 19 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre 6 grade Celsius. Să vedem ce temperatură în acest ziua de sâmbătă. În Maramureș mâine vom avea o temperatură predominantă, ea fiind de 20 de grade Celsius. În Crișana avem temperaturi care oscilează între 18 și 20 de grade Celsius. În Transilvania atmosfera va fi mohorâtă, iar ploile vor veni pe suprafețe destul de mari. Temperaturile se vor menține sub mediile acestei perioade, ele fiind cuprinse între 13 și 19 grade Celsius. În Oltenia avem temperaturi bune pentru această perioadă, ele fiind cuprinse între 18 și 19 grade. În Muntenia temperaturile oscilează între 17 și 22 de grade, cu 18 grade în capitală. La mare vom avea o vreme destul de urâtă, mohorâtă, iar temperatura predominantă este cea de 24 de grade Celsius. În regiunea noastră, în Moldova, avem temperaturi care oscilează între 16 și 22 de grade, cu 18 grade în județul nostru, în județul Iași. Vremea va fi mohorâtă și va ploua în majoritatea județelor. Puțin mai bine stăm în partea nordică, unde cerul va fi înorat, dar nu va ploua constant. În Pașcani mâine vom avea un cer înorat și va ploua, iar temperatura va fi de 16 grade Celsius. Duminică vorbim de o ușoară încălzire. Termometrul va indica o temperatură de până la 20 de grade Celsius, iar cerul va fi parțial însorit. Luni vremea va fi frumoasă și vom avea o temperatură de 23 de grade, iar cerul va fi predominant însorit. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și luni pentru mai multe date meteo. Numai bine!